Ordonanța de urgență, care prevede situațiile în care urșii pot fi alungați, relocați sau extrași, a intrat joi pe ordinea de zi a ședinței de guvern în primă lectură. Potrivit unui draft al ordonanței, care va permite împușcarea în regim de urgență a urșilor care fac probleme, este posibilă doar în cazuri speciale. Am prezentat pentru prima lectură proiectul de ordonanță de urgență pe care l-am elaborat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care propunem o procedură de intervenție imediată în cazurile în care în intravilan, în zonele locuite în intravilan, există un pericol iminent la adresa siguranței și sănătății persoanelor care locuiesc în acele zone, în acele localități, bazându-ne pe prevederile directivei 92/43/CE a Consiliului European, bazându-ne pe datele statistice pe care le-am analizat în ultima perioadă privind numărul apelurilor la 112 și numărul intervențiilor efectuate de echipele de jandarmi prin Ministerul de Interne și bazându-ne pe soluțiile pe care le propunem în intervenția graduală pentru a elimina aceste pericole, acest risc iminent la adresa sănătății și securității cetățenilor și a bunurilor deținute de aceștia. Scopul acestei ordonanțe de urgență este salvarea vieților omenești și salvarea bunurilor create de om. Sunt valori esențiale care sunt protejate și trebuie protejate de stat, de instituțiile statului, conform inclusiv prevederilor constituționale. În proiectul de ordonanță de urgență pe care l-am prezentat, am dat definiția unor termeni care trebuie să clarifice modalitățile de intervenție și să nu lasă loc de discuții și interpretări sau aceste discuții interpretări să fie reduse la minim. În această idee am definit ce înseamnă intervenție imediată, am definit ce înseamnă intervenție prin îndepărtare, intervenție prin tranquilizare și relocare, ce înseamnă extragere prin împușcare sau extragere prin eutanasiere. Am definit cine este gestionarul care are dreptul să participe în această echipă de intervenție și cine este medicul veterinar împuternicit care are dreptul să fie parte din echipă și care are dreptul să gestioneze substanțele tranquilizante, substanțele prin care se face eventual eutanasierea și are dreptul să fie prezent cu aceste substanțe la fața locului. Am definit ce înseamnă echipă de intervenție și din cine este formată această echipă. Echipa de intervenție este formată din reprezentantul primăriei, autorității publice locale, care este persoana care este și conducătorul Comitetului Local de Situații de Urgență. Este o problemă de siguranță și de securitate la nivelul unității administrativ-teritoriale, motiv pentru care propunem ca din această echipă să facă parte și reprezentantul primăriei. De asemenea, trebuie să fie prezenți jandarmii care vor avea rolul de a asigura zona, de a asigura ca aceste intervenții, indiferent dacă vorbim de alungare, tranquilizare, îndepărtare sau alte metode, se desfășoară în siguranță, atât pentru membrii echipei, cât și pentru cetățenii care sunt în zonele respective. Trebuie să fie prezent un personal tehnic de specialitate, personalul tehnic de specialitate din partea gestionarului. De fiecare dată există un risc în cadrul acestor intervenții și acest risc trebuie redus la minim în cazul în care trebuie apărată viața, siguranța echipei de intervenție sau persoanelor din echipa de intervenție sau a cetățenilor din zona respectivă, din imediata vecinătate a locului unde se face intervenția. Trebuie să fie și medicul veterinar care are dreptul să gestioneze substanțele tranquilizante. Am definit care sunt metodele de intervenție. Cel mai important lucru în cazul acestor intervenții este gradualitatea. Fiecare dată trebuie să se intervină gradual, astfel încât îndepărtarea prin diverse mijloace să fie prima soluție, tranquilizarea și relocarea etapa următoare și extragerea prin eutanasiere sau împușcare doar în situațiile în care riscul este mare, doar în situațiile în care exemplarele reprezintă un risc real, iminent, imediat la adresa cetățenilor.
decizia de intervenție sau deciziile în timpul intervenției trebuie să fie luate de această echipă.